Situație uluitoare în Parlament. Senatorii vor să plătim impozit și pe pereții din locuințe și au votat ca impozitele pe case să crească până la 50%. Va trebui să plătim inclusiv pentru balcon sau pereți, adică pentru toată suprafața construită, nu doar pe cea utilă, așa cum era până acum. Președinte executiv, și vedeți lucrurile nepolitice. Asta e rolul meu în asociație. Prin urmare, eu am explicat, de punct de vedere tehnic, care sunt efectele. N-am făcut decât să transpun tehnic ce a spus domnul senator Oprea din punct de vedere politic. Iar eu reprezint orașele mici. Domnul președinte, din când în când e mai bine să tăceți. Pentru că cred că nu există niciun municipiu sau consiliu județean care nu-și cunoaște patrimoniul. Eu salut faptul că avem un punct de pornire. Creșterile la taxele și impozitele la care inevitabil vom asista la unele dintre localități, sunt acele localități care nu și-au modificat sistemul de taxare pentru că erau ceva alegeri. Sper să aibă curajul localitățile să facă acest demers pentru că în sfârșit avem un punct de pornire comun. 11 voturi pentru din 15 voturi cât are Comisia de Buget Finanțe, domnul senator Otilo mi-a lăsat mie votul, ca și domnul coleg senator Veștea, care are votul lăsat la domnul senator Pandia. Și mergem la corespondentul Antena 3 CNN, Alina Tănase, cea care a urmărit aceste dezbateri. Alina, nu este un vot final, urmează și dezbaterile de la Camera Deputaților. Te ascultăm. Bună ziua, Cătălina, bun găsit tuturor. Nu este un vot final pentru că mâine la Senat se va da votul la Senat, iar apoi, cum spune și tu, legea va ajunge la Camera Deputaților, unde este posibil să vedem modificări, însă nu se știe în acest moment, pentru că în cazul în care vor fi modificări, ele trebuie agreate mai întâi la nivelul coaliției. Cresc impozitele pe clădiri de la 1 ianuarie 2023, de la începutul anului viitor, va fi o creștere cu până la 50%, mai exact crește baza de impozitare cu 50%, de la 1056 la 1500 și se va lua în calcul suprafața construită și nu suprafața utilă cum este în acest moment. Este un amendament agreat în coaliția de guvernare și susținut de Ministerul de Finanțe pentru a veni în sprijinul primarilor și a aduce mai mulți bani la bugetul local. Primarii PSD au venit ieri în ședința partidului cu o altă viziune și spuneau că ar fi mai bună o altă soluție, însă timpul nu le-a permis să facă modificările necesare și astfel astăzi amendamentul a trecut exact în forma în care era inițial. Vom vedea așadar dacă vor fi modificări la Camera Deputaților, însă în acest moment românii trebuie să știe că de la 1 ianuarie vor plăti un impozit mai mare pentru clădiri. Bine, ați mulțumesc pentru aceste informații.